Salutare, dragi tovară, și ignorați-mi calitatea mea la Capitol Lumină și bine ați dat click la un nou videoclip. Ei bine, cum am pus o postare acum vreo 3 zile din câte mi-arată aici, dar probabil până pun eu clipul ăsta se face mai mult de o săptămână, v-am rugat să-mi scrieți în comentarii la... Am pus aici pe comunitate, o să vedeți și ecranul imediat. Să-mi scrieți la postarea asta cu tipul ăsta, cu Best Cry Ever, să-mi scrieți ce ați făcut vara aceasta. Să fac un video bazat pe întâmplările voastre și spun și eu ce am făcut așa, de până mă aminte dacă tot s-a terminat vara și... Dar chiar mă, mai o săptămână și în mai puțin o săptămână începe școala, ce pot spune? Ați cam belit. Hai să vedem. Ce mi-a scris aici? Probabil că acum urmează efect de la așa în care mi se duce camera așa într-o parte, probabil în jos așa sau în sus, văd eu cum o pun și acum se vede mai mare asta. Acum imaginezi cum ar trebui să editez asta. Hai să vedem. Ce a scris pe aici? Am făcut ce am făcut și vele trecute. Am închis ochii 3 secunde și pac! A trecut vara. Mă, apropo de chestia asta cu trecut vara, mă gândesc la o chestie. Dacă să zicem mâine dimineață, te trezești în data de 1 iulie și realizezi că toată vara a fost un vis. Cum ar fi? Un comentariu sincer aici, îmi apreciez sinceritatea. Ia, același comentariu, văd că ați fost activ. Ia, ce ați scris aici? Am ajuns MG1 pe CSGO, după am ajuns în Silver. Faină e viața cu rușii ăștia. Ei, și eu am derancat. Am fost MG2 pe Unimen, m-am întors Nova 3. Băga-mi și picioarele. Cred că ăsta este cel mai mișto comentariu de la Nightbot. Nu, eu n-am Nightbot, mi-a fost lene să-mi pun pe live-uri, dar măcar avem un subscriber cu numele ăsta, ci că, păi, îmi aduc aminte că m-am pus la calculator și... O trecut vara. Ce trist a sunat. Sincer, cu toții am pățit asta. Am fost la Mamaia. Și eu am fost la Tataie. M-au uctat comentariul aici, hai că ăsta sigur e ceva mișto. Hai să citesc aici. Iau într-o vară, stați să-l marchez așa ca să știți care e. Hai că marchez așa cât citesc din el. Iau într-o seară, am vrut să fac grătar. Și mergea focul încet, așa că am luat ce aveam la îndemână, o sticlă de diluan de 0,5 și am dat pe foc puțin. Și când am aruncat, s-a aprins toată sticla, aveam lângă un lighean mare cu apă și am vrut să-l sting acolo focul. Când am băgat sticla în apă, s-a aprins jumate de curte. Interesant până acum, ce să zic. S-a aprins jumătate de curte. Hai mă, lasă-mă în pace cu performanța ta. Jumătate de curte, ziceai că am tornat. A, ziceai că am tornat 2 litri de benzină prin curte. În final, am stins cu furtunul repede până nu au văzut ai mei, că făcusem foc de tabără prin curte, cam atât. Nu știu de ce am citit cam așa, probabil că, na, am bate blitzul ăsta în ochi și de-aia văd mai greu. Dar îmi place, o drăcie foarte faină, posibil să fi dat chestia asta că era să stai într-un sat departe de vreun oraș unde sunt pompieri, clar se ducea dracu tot satul dacă se extinde, extindea? Dacă s-ar fi extins. Păi aproape toată vara am râs de fetițele care suferă, am stat cu prietenii mei, am făcut niște porcării și ne-a urmărit odată și poliția. M-am mutat în Anglia și cam atât. A, deci de asta te-ai mutat în Anglia, că te-a urmărit poliția în România. Vara asta am făcut un party în care am pus... În care am pus și eu mâna pe țâțe și pe blană, nu de animal. Să înțeleg că tipa nu era rasă. Și pac, ceau vara. Vine clasa 8-a, FMM vară. Bă, îți urez de acum rest in peace, că o să fie greu la 8-a cu examenul. Am vorbit cu crush-ul meu, dar nu mi-a răspuns înapoi. Dacă ți-a dat sin... Fii atent. Dacă ți-a dat sin, tai secvența asta din clip. Vezi tu, găsești un program pe telefon sau dacă ai de ăsta să înregistrezi direct fără să descarci clipul, înregistrează partea asta. Ține minte aceste cuvinte. Cine dă cu sin și nu cine vede mesajul, nu răspunde și lasă cu sin, mă, să-i curvă. Taie secvența asta și trimite eu. Nu m-a dat dracu așa. Fac și un bine pentru voi. M-am jucat toată vara Fortnite și am reușit să fac în total 3 win-uri. A fost blană bombă. 3 win-uri. Eu din martie până luna trecută am jucat Fortnite și doar un win am. Asta da performanță. Păi eram cu 3 prieteni și o babă vecină cu noi ne dăduse în gât pentru ceva ce nu noi am făcut. Și am așteptat să se facă seară și am luat boboci și am bombardat geamul, i-am ciocănit la ușă și i-am bătut în geam. Stai, deci ați luat boboci,
Ați aruncat cu boboși de rață în geam? N-aveți milă de animale, animalelor. Puf, mi-ar scârbă. Au un comentariu mai lung. Eu sper că astea mai lungi sunt cât de cât mai interesante, nu chestii gen, am stat și chestii de genul. Era 8:30 seara. Eu cu un prunc și patru băieți am decis să dăm foc la un cauciuc la poartă cu niște chibrite. Nu mergea și a adus unul ceva benzină și noi proști credeam că nu se face foc mare. Am pus benzină, bă, și luase foc. Mamă, să vezi ce panică, pruncul strigă, bă, apă, bă. Un pretenar se pișă și eu cu o cârpă dădeam acolo și râdeam, până la urmă l-am stins, mirosea cauciuc încins. Stai, ăla care s-a pișat, s-a pișat pe foc sau s-a pișat pe el de frică? Sau vorba aia, că dacă te piși ziua, nu, dacă te joci cu focul la noapte, faci pic pe tine. Deci eu cu prietenul meu mergeam pe stradă și l-am văzut pe unul cum fuma. Am cerut de la el țigări, ne-a dat moca, le fumam, ca să nu ne miroase ai noștri, am mâncat mentă, mure, am băut apă și am făcut gargară cu noroi. Aici cred că e cea mai mare realizare. Am reușit și am ieșit 2 secunde din casă. Un rând de aplauze pentru omul ăsta. Am primit bani de la babele din sat că le-am ghicit viitorul. Și ce le-ai spus? Că o să muriți curând sau ce? Am fost la mare și m-am înjurat cu o țigancă. Nu am mers la școală toată vara, este cel mai fain lucru. Mă, aici sunt de perfect acord cu tine. Am fost la recoltat. Bă, un om muncitor, dar recoltat ce ai fost? Cu combina pe câmp ai luat porumbul? Cu greu, ce dracu ai recoltat? Bă, om muncitor, a vrut să facă bani. Am fost la turnul Eiffel în Spania și m-am prostituat pe bani puțin ca să-mi iau BMW pisicuță. Păi vara asta m-am apucat de scut, trotinetă de freestyle. Și asta a fost pentru mine superb, deoarece am fost și în skateparkuri și am învățat diverse scheme. Ai fost în skateparkul lui Ilie cumva? Nu m-am putut abține să nu zic asta. Era o zi de vară, bla 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 bla. M-am plimbat cu bicicleta, am făcut drift și nu știu cum m-am alunecat și mi s-a luat carnea atât de rău încât se zicea să merg la spital. De atunci bicicleta mea are pană pe față. Mai că ți s-a luat carne, adică gen te-ai julit așa, gen te frești de ceva aspru, beton ceva și te julești așa, ți se jupaie vreo 3 straturi de piele? Sau ți-ai luat carne, adică toată asta și se vedea osul? Blum. Și cam asta a fost marea majoritatea comentariilor. În afară de astea incluse mai erau multe cu am fost la mare sau mi-am bătut șnițelul. Dar este destul de interesant. Acum, nu știu, prea multe întâmplări, ar trebui să zic și eu ce am făcut și o vacanță asta. Poate vă interesează și pe voi, deși nu prea cred. În mare parte nu prea am avut multe întâmplări, bine, eu nu prea am avut vacanță, dacă unde-s mai bine, eu nu prea am avut nici vacanță, nici nu prea am avut deloc timp oarecum liber să fac ce vreau, că nu știu dacă ați văzut pe Instagram că aveam o poză în care am tot bandajat așa. Dacă nu, aveți în descriere Instagram-ul și-mi vedeți și poza aia acolo. Pe scurt, am avut asta așa. Cicatricea asta de 3 ori m-a tăiat și cu sut, în fine. Lăsând deoparte ce am avut eu, poate fac un alt video separat, deși am mai povestit asta într-un clip în care mă jucam CS, ce am pățit aici. Cam vreo 3 întâmplări mi-au venit acum în minte, până să le citesc pe ale voastre. Mi-a scris un notepad, așa că hai să vi le zic. Odată eram cu maica mea pe stradă, eram în București, când eram la spital, până să mă operez, parcă nu mai știu unde mergeam. Și gen, a traversat pe nepermis și eu m-a luat după aia și zic, ce faci, mă, ia traversă pe nepermis. Nu știu, pe momentul ăsta suna mai fain. Altă întâmplare ar mai fi când am pus clipul ăla. Nu știu dacă ați văzut, am pus eu un clip undeva pe la jumătatea lui iunie, cam așa, cu niște fete care gen erau cu barca, Cismigiu, dacă știți lacul, și era în mijloc o țâșnitoare mare, era un fel de vulcan, ca să zic așa. Și când, și din ăla ieșea apă, țâșnea apă în sus. Și unele s-au dus să facă poză, s-au dus cu barca mai aproape, erau mai mici ca mine de vârsta alea, nu știu dacă are rost să zic așa ca detaliu.
Și s-au dus alea cu barca mai aproape și cum a bătea vântul puțin, a dat, cum sărea pe aia dreaptă sus, a dat spre ele. Și fix pe ele pica apa acolo, era și un țânc printre ele acolo, ținea telefonul, mai avea un pic și cădea din apă, dar gen stătea așa pe marginea bărcii și ținea așa telefonul mai departe să nu pice apă pe el. Era una cu gura mare care țipa și își băga acolo, mai avea un pic și răsturnam și videoul, dacă nu, îl pun fix aici îl pun să vedeți secvența respectivă, dacă n-ați văzut videoclipul. Și o altă chestie, tot în București, am avut eu un weekend în care am putut să mă distrez cât de cât, am fost pe strada aceasta, o recunoașteți? Nu? Atunci hai să băgăm o tranziție de căcat și ceva efecte muzică pe fundal, poate o recunoașteți acum. Paradis, dis, dis, hai că vrei ca multe. Paradis, dis, Roberto, te fute de te rupe. Da, deci am fost pe strada celui mai mare YouTuber din România și nu mă refer la capitolul abonați, mă refer la kilograme. Din păcate nu era la casă, probabil unii o să mă acuzați că gen poze luate de pe Google Maps. Da, nu sunt cu Google Maps și nu am de gând gen să intru acum pe Google Maps ca să vă arăt. Nici nu vă spun strada respectivă, pentru că stau și mă gândesc. Poate omul nu vrea să-i se facă adresa publică, deși am văzut că pe o ușă, pe poza aceasta, nu prea mă văd. Nu m-am pus și eu calma, nici nu prea mi se vede silueta. Eu acum gen îmi imaginez că este poza mea aici, dar de fapt eu mă uit la perdea. Deci gen, undeva pe acolo, parcă mi se vede cotul. Cred că o să dau zoom acolo, deci ăla e cotul meu. Cred că seamănă cât de cât așa, un cot mai schilod. Și văd că mi se vede umbra, în fine, trebuia să mă dau eu mai într-o parte să mă văd în poză ca să am dovadă. Dar am văzut că undeva pe acolo scridea Codrin, we inimioară, u, adică we love you. Deci nu sunt primul care a fost acolo. Și nu vreau să fac public adresa lui, că nu-i frumos. Probabil că nu vrea să se trezească cu o grămadă de prunci, gen cum pățea zapi, să ții pe toți la el la geam și să-i mai și deranjeze pe vecini, să își ia și înjurături de la vecini după aia. Cum am găsit eu adresa lui? Simplu, anul trecut, prin perioada asta sau puțin mai în vară așa, eram pe Skype cu un prieten și aveam wallpaper cu Roberto, cum turna făină parcă, în Ligian, parcă. Aveam wallpaper, făcuse-mi un screenshot la clipul ăla cu 2K17, trag făină, așa, și îmi pusese ca wallpaper. Și stăteam și mă uitam la wallpaper-ul ăla și văd două clădiri mai mari pe care le cunoșteam. Sediu BNR și încă una care... BNR? Da, BNR era ăla. Și încă una care habar n-am cum se cheamă, dar în fine, le-am recunoscut. M-am uitat eu așa pe Google Maps, deci am știut așa un punct de reper, m-am uitat pe acolo și până la urmă am găsit, într-adevăr, am căutat cu Google Maps-ul, m-am mai uitat prin clipurile lui când mai era pe stradă, mai avusese un clip de, era un cadru cum se depărta de fața lui când el stătea la geam și până la urmă am găsit cum se cheamă și când am fost anul ăsta în București, într-un weekend am avut drum pe acolo, mă rog, am fost mai mult că avusese întreabă cu asta, dar până să mă felieze, am trecut pe acolo. Nu m-am dus până în Cișbigiu și am trecut pe acolo și aș fi vrut gen să filmez, să îmi fac poze ca lumea, gen cum scrie acolo muie garda, să-mi fac și o poză în care arăt așa, dar erau oameni pe acolo, mai și venea unul cu mașina în spatele meu, mai era încă un tip înalt și cu un tricou alb, nu era eco ăla, că era prea slab ca să fie eco. M-am uitat să văd dacă era și mașina lui eco acolo, dar nu era niciun Golf 4 cu numere de Bicor, ata știu, nu știu ce gen 0 cât sau ce cifră mai la număr. Dar cred că asta ar cam fi realizarea pe tot anul meu. Și că am făcut 15K, dar pe aia am făcut până să iau vacanța de vară și eterna vacanță pentru mine, că am terminat liceul. Da, ce pot spune? Un moment de reculegere pentru voi că în mai puțin de o săptămână mergeți la școală și lăsați-mi în comentarii la clipul acesta, ce prostii ați făcut la școală ca să fac un clip cu... Vă citesc comentariile în care ați scris ce prostii ați făcut, dar sper să fie reale și să fie mai wow. Nu doar gen că am luat 2 în prima săptămână, ceva mai wow așa. Și zic și eu niște drăcii că am câteva cât de cât fanii. Hai că încă aici, cred că am făcut video de 20 de minute. O să am de tăiat mult să editez. Și cam atât. Eu am fost Arsenie Boc acum, sau Codrea Junior, de mi-ați mai zis unii comentarii, sau tot așa, vorbeam pe WhatsApp cu cineva la webcam și am dat pe web și face, bă, Ovidiule, bă, tu semeni cu Sfântul Petru, te-am mai îngrășat un pic, ce drept. Ok, deci da,
Eu am fost Arsenie Boca, varianta cu ochii negri, că parcă ele erau albaștri, și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Până atunci, ce pot spune? Clasicul, ciao les!